scene dramatice. Mihai Onicaș a izbucnit în lacrimi la Survivor România. Ce se întâmplă cu bunica sa din cauza coronavirusului? Doamne, spunem că este bine. Mihai Onicaș se află de 3 luni la Survivor România, dar gândul lui este numai acasă și în special la bunica lui, care este bolnavă și se luptă să nu fie afectată de pandemia de coronavirus. Mihai Onicaș se descurcă extraordinar de bine pe traseele din Republica Dominicană și mulți îl consideră un potențial câștigător al show-ului Survivor România. De 3 luni, fotbalistul adună puncte după puncte pentru echipa lui și pare că doar un joc al strategiilor ar putea să-l scoată din cursa marelui premiu. Mihai Onicaș, un tip foarte apropiat de familie. Îmi doresc foarte, foarte mult aceste mesaje de acasă. Dincolo de joc, Mihai este un tip extrem de familist, iar felul în care se gândește la cei de acasă i-a impresionat atât pe colegii săi, cât și pe telespectatori. Băiat mămos, dar crescut de bunici, Onicaș nu pierde niciodată prilejul de a întreba ce fac ființele cele mai dragi din viața lui atunci când câștigă proba de comunicare. Îmi doresc foarte, foarte mult aceste mesaje de acasă. Am o iubită care mă așteaptă, am părinți, am o soră plecată în străinătate, a comentat faimosul. În plus, Mihai Onicaș a plâns la Survivor România, atunci când a vorbit despre o persoană foarte apropiată și dragă lui. Am o bunică bolnavă, destul de bolnavă, și aș vrea să știu ce face. Nu știu cum ar fi viața mea fără ea, nu aș putea să concep niciodată, a spus, abătut, jucătorul în urmă cu ceva vreme. Mihai Onicaș, în larim la Survivor România. Nu vreau să-i se întâmple vreodată ceva rău. Mai mult decât atât, după ce Dan Cruceru, prezentatorul show-ului, a vorbit despre pandemia de coronavirus care face ravagii și în România, faimosul a fost și mai afectat. Drept dovadă, marți seara, după câștigarea traseului care a dus la o nouă discuțiile cu familia, Mihai Onicaș a izbucnit în larim la Survivor România. Îi era teamă pentru sănătatea bunicii lui și a întrebat-o imediat pe prietena lui în ce stare este femeia. Doamne, spunem că este bine, bun, că nu este afectată de nimic, că stă în casă. O iubesc nespus și nu vreau să i se întâmple vreodată ceva rău, i-a zis plângând la telefon logodnicei sale, Ștefania, care însă l-a liniștit și i-a spus că în țară situația este sub control.